fantastic în limba română, onorați arbitrii, participanți, dragi colegi. Este o mare plăcere pentru mine și o responsabilitate totodată să mă adresez astăzi în numele Parlamentului Republicii Moldova. Conferința de arbitraj internațional este un eveniment deosebit de important, care adună la oaltă și mintea juridică și voința justiției pentru a modela și consolida practicile de arbitraj la nivel global. În calitate de reprezentant al Parlamentului, nu pot să nu recunosc importanța soluționării litigiilor prin arbitraj. Trăim într-o lume în continuă schimbare, în care frontierele economice și juridice devin tot mai permeabile. În acest context, este vital să avem mecanisme eficiente pentru rezolvarea disputelor, care să reflecte diversitatea și complexitatea problemelor cu care ne confruntăm. Arbitrajul reprezintă indiscutabil un pilon esențial al acestor mecanisme, deoarece oferă o cale alternativă la litigii lungi și costisitoare în instanțele tradiționale. Prin adoptarea unei abordări flexibile, arbitrajul asigură părților implicate o soluționare mai rapidă și mai specializată a diferențelor lor. Iar aceasta nu doar contribuie la eficiența procesului, dar și la menținerea încrederii în integritatea sistemului juridic. De asemenea, aș vrea să subliniez și avantajele pe care le aduce arbitrajul în contextul internațional al afacerilor. Acesta oferă un cadru neutru și imparțial, eliminând astfel riscul de favoritism și oferind părților oportunitatea de a avea în fața lor experți în domeniu, care înțeleg atât specificul industriilor, dar și contextul internațional. Parlamentul susține, indiscutabil, promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor și, evident, arbitrajul. În acest context, suntem deschiși să perfecționăm cadrul legislativ pentru a facilita și promova utilizarea arbitrajului în rezolvarea disputelor, asigurând în același timp respectarea standardelor înalte de integritate și imparțialitate. Încurajăm de asemenea inovarea și cercetarea în domeniul arbitrajului pentru a aborda noile provocări și oportunități pe care le întâlnim în lumea juridică. Sper ca prin intermediul acestei conferințe să împărtășim bune practici și să contribuim la dezvoltarea unui cadru legislativ modern în materie de arbitraj internațional. Regret că nu voi putea participa la lucrările conferinței, căci suntem astăzi în ședință plenară, dar îndemn organizatorii să împărtășească cu legislativul acele idei și concluzii rezultate din conferință, care ar putea contribui la ajustarea și perfecționarea cadrului legal, iar noi, la rândul nostru, vom susține acest efort. În încheiere, vă invit să aveți o conferință plină de entuziasm și de discuții interesante și să devină o ocazie sau un pas important pentru promovarea justiției și consolidarea cadrului de arbitraj internațional. Vă mulțumesc!